Vreau să vă invit să deschidem Sfânta Carte a lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, la pagina 1189, Epistola lui Iacov, capitolul 3, de unde vom citi de la versetul 2 până la versetul 10 inclusiv. Înainte de a citi, aș dori să-mi îngăduiți o scurtă paranteză, să știți că după ora României nu mi s-a întâmplat niciodată să predic la 5 dimineața și vreo 24 de minute. După amiaza, la ora 7 și 24 de minute, mi s-a mai întâmplat să predic. Spun asta deoarece noi suntem de curând veniți în America, eu și soția mea, și organismul acesta cam simte funcționarea după fusul din România, dar îl rog pe Dumnezeu să ne dea putere. Și în seara aceasta să se folosească Domnul de cuvântul care îl voi citi și îl voi proclama în mijlocul dumneavoastră. Haideți să dăm ascultare cuvântului amintit. Reamintesc pagina 1189, Epistola lui Iacov, capitolul 3, începând cu versetul al doilea. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânt uriuț, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții, când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare, de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu o poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Amin. Aș vrea să-mi îngădui și să mă rog înainte de a predica Evanghelia din seara aceasta. Tatăl nostru din ceruri, este un mare har pentru noi și în același timp o mare responsabilitate să stăm înaintea Ta și în fața cuvântului Tău în această seară. Mulțumim că până în momentele de față, Doamne, ne-ai purtat de grijă, ai binecuvântat închinarea din această seară, Doamne. Ți-am simțit prezența, Doamne, aici în sanctuarul bisericii și zicem din toată inima, slăvit să fie numele Tău. Așteptăm acum, Doamne, să ne vorbești prin cuvântul din această seară. Este cuvântul Tău inspirat de Tine, Doamne. Vrem să lași Duhul Tău peste fiecare dintre noi, Doamne. Duhul Tău să aducă ungere proaspătă. Duhul Tău să cerceteze minți, conștiințe în această seară. Duhul Tău să prelucreze vieți, Doamne Dumnezeule. O, Evanghelia Ta are putere și credem, Doamne, că în această seară vei folosi cuvântul Tău ca să ne vorbești. Avem nevoie de cuvânt de la Tine, Doamne. Avem nevoie de putere de la Tine, Doamne. Ești Cel ce poți transforma. Ești Cel ce poți ridica. Ești Cel ce poți edifica. Ești Cel ce poți pătrunde vieți. Fie o seară, Doamne, a cercetării. O seară a trezirii. O seară, Doamne, în care să-ți auzim vocea vorbindu-ne și să spunem, Doamne, ești minunat. Și să spunem din toată inima, slăvit să fie al Tău nume. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat și îți mulțumesc că ai primit rugăciunea, Tată din ceruri. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Este o mare bucurie pentru mine să mă aflu în seara aceasta de 28 aprilie 2024 în Biserica Maranata, de aici din Phoenix, Arizona. M-am bucurat foarte mult de căldura cu care am fost primiți.
M-am bucurat de îndemnuri, m-am bucurat de închinarea prin cântare, m-am bucurat că sunteți o biserică rugativă și am zis în gândul meu, slăvit să fie Domnul. Și zic și de la amvonul bisericii, slăvit să fie Domnul. Vin însoțit la dumneavoastră în această seară de soția mea, de cuscrii noștri din familia Pop, o familie deosebită din biserica Happy Valley, de aici din Arizona, sunt bihoreni scumpi. Eu încă n-am întâlnit bihoreni să fie altfel. Dumnezeu să-i binecuvânteze. De asemenea, m-am bucurat să îl revăd pe Flavius în seara aceasta, pe soția lui, să-l cunosc pe socrul său, pe fratele Forgaci. L-am întâlnit pe fratele de la Moșnița nouă, care a venit de la Sacramento la dumneavoastră și ne-a adus salutul minunat. Iată ce oază sfântă și deosebită pentru sufletele noastre în această seară. Pentru toate, mai zic o dată, slăvit să fie Domnul! În minutele care ne stau la dispoziție în această seară, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu o predică ce am intitulat-o Puterea vorbelor noastre. O cântare creștină mai de demult. Probabil cei mai în vârstă dintre dumneavoastră ați auzit cântarea aceasta care spune așa și cei mai tineri ne amintim despre ea, zicea cântarea, ai grijă gură mică ce vorbești. Pastorul Warren Wiersbe, într-una din relatările dânsului, spunea că un prieten de-a lui pastor, într-o zi s-a apropiat de el și a zis, avem la biserică o soră enoriașă, o soră membră, care este o bârfitoare neîntrecută. Ce să vezi ce mi s-a întâmplat? Într-una din zile m-a căutat la birou pastoral sora asta, care era o bârfitoare neîntrecută, și mi-a zis, fratele meu, gura mea, de atâtea ori m-a băgat în probleme și în păcat și am făcut pe atâția oameni să sufere din cauza vorbelor mele. Și pastorul a întrebat-o, zice, și ce ai de gând să faci? Deci am venit la dumneavoastră, fiindcă am o dorință. Aș vrea să-mi pun gura pe altar. Știind că nu e prima dată când s-a întâmplat lucrul acesta, ci de nenumărate ori, pastorul respectiv s-a uitat la această soră și a zis, soră, știi ce mă tem? Că n-avem un altar atât de mare pentru gura dumneavoastră. Zicea un soț într-o împrejurare, erau mai mulți acolo, zicea el, zice, eu am o soție istorică. Și unul, auzindu-l, a întrerupt, zice, cred că nu la asta te-ai referit, cred că ai vrut să spui că soția ta este isterică. Ce nu, nu. Zice, soția mea, zice, este o soție istorică. Zice, dar la ce vrei să te referi? Zice, întotdeauna își aduce aminte toate greșelile și mereu și mereu mi le amintește. Nu trec 5 minute, mai amintește câte o greșeală. Mai trec 5 minute, mai amintește câte o greșeală. Zice, nevastă mea, zice, e istoric. De-a dreptul istoric. Știți că în spatele vorbelor noastre stă o mare responsabilitate? Domnul Iisus Hristos spunea la Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 36 și 37, că în ziua judecății omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Auziți, putem fi scoși fără vină din vorbele noastre pe care noi le rostim. Sau, în ziua aceea, cuvintele noastre ne pot condamna. Traian Dors, marele Dors, spunea într-una din poeziile lui, o om, ce mare răspundere ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris. Apropo, să avem grijă ce tastăm în mediul online. Noi zicem, nu să știe, sub anonimat, pot să scriu ce vreau, despre cine vreau, ce trece prin minte. Și Dor spunea
Că avem mare răspundere de ceea ce scriem sau de ceea ce rostim prin viu grai, de pilda ce la alții dai, căci ia mereu spre iad sau rai. Pe mulți o să îndrume. În seara asta, despre puterea vorbelor noastre, predicăm. Și Apostolul Iacov ne prezenta primul adevăr a mesajului. Puterea vorbelor noastre, întâi de toate, este puterea de a da direcție. Prin vorbele lui, credinciosul poate să dea direcție. Știți că în timpul celui de-al doilea război mondial, din loc în loc, în mai multe zone, era scris următorul mesaj, vă citesc în această seară: gura slobodă scufundă corăbii. Niciodată gura slobodă nu a direcționat spre ceva bun, ziditor. În schimb, gura credinciosului echilibrat, credinciosului model, a dat direcție. Observați, Apostolul Iacov compară mai întâi vorbirea omului cu zăbala și cârma. O întrebare pentru cei mai tineri: ce înseamnă, ce e zăbala? Cârmă, probabil ați mai auzit, dar unii care v-ați născut aici poate sta și vă gândiți: ce e zăbala? Sau ce e cârma? Sunt două obiecte de dimensiuni mici care exercită o mare putere. Zăbala permite călărețului să-și controleze calul, iar cârma permite cârmaciului să dirigeze o corabie. Tot la fel ne spune Apostolul Iacov, un mădular mic numit limba omului e în stare de lucruri grozave, de lucruri mari. Știți că moartea și viața stau în, spunea înțelept în Proverbe 18:21, în puterea limbii. Iar David, omul lui Dumnezeu, se ruga într-o împrejurare. E relatat în Psalmul 141 cu versetul 3. Zice: pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Ce ziceți? Știa David de ce se ruga așa? Știa. Observați, atât zăbala cât și cârma trebuie să învingă forțe potrivnice. Zăbala trebuie să învingă ca și forță potrivnică natura nărăvașa calului. În schimb, cârma trebuie să înfrunte vântul și adesea valurile. La fel, limba noastră în lumea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu are de înfruntat forțe potrivnice și sunt cel puțin trei la număr. Mai întâi e firea pământească, sau dacă vreți, natura păcătoasă în care ne-am născut fiecare dintre noi. Apoi este spiritul umesc, duhul acestei lumi. Și apoi este diavolul sau cel pe care noi îl cunoaștem, satana. De aceea zicea Sfântul Iacov, e important gura noastră să fie controlată de Iisus. El să fie Domnul peste vorbirea fiecăruia dintre noi. Observați, zăbala și cârma au puterea aceasta de a direcționa. Zăbala de a da direcție calului, cârma de a da direcție unei corăbii. Tot la fel, prin vorbele noastre, noi putem da o direcție bună sau, dacă nu veghem, din păcate, putem să dăm și o altfel de direcție. Știți că vorbele noastre influențează viața celor din jur? Într-o zi, zice Scriptura, că Domnul Iisus stătea lângă o fântână și acolo a intrat în dialog, în vorbă cu o femeie.
În urma rostirii unor cuvinte, viața acelei femei s-a schimbat din acea zi, din acel moment, fiindcă vorbele Mântuitorului au dat direcție vieții acelei persoane. Într-una din zile la Ierusalim era Sfântul Petru, omul lui Dumnezeu. Are un mesaj în fața unei mulțimi imense de oameni și în urma cuvintelor rostite, circa 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu. Fiindcă în spatele vorbelor lui Petru exista puterea de a da direcție. Pe 21 aprilie 1855, Edward Campbell intră în Boston, aici la dumneavoastră în America, într-un magazin de pantofi. Și acolo îl întâlnește pe nimeni altul decât pe Moody, care era neconvertit, neîntors la credință. Intră în dialog cu Moody, schimbă câteva vorbe, dialogul se lungește. Și în urma acelei stări de vorbă, viața lui Moody se schimbă și ia decizia de a se împăca cu Dumnezeu. Și ajunge unul din cei mai mari evangheliști ai lumii, prin care mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. De ce? Fiindcă a fost un Edward Campbell care prin vorbele lui a dat direcție vieții lui Moody. Aduc aminte, terminasem liceul, era anul 2004 și aveam de gând să merg la facultatea de informatică. Eram pasionat pe latura aceasta. Și unul din verișorii mei care locuiește în Seattle mi-a zis, auzindu-mă predicând, slujind din cuvântul lui Dumnezeu, ce Iosif, cred că ție Dumnezeu ți-a dat o altă chemare, nu să mergi la informatică. Eu cred că trebuie să mergi la teologie, Dumnezeu are un plan cu viața ta. Și am spus verișorului meu pe care îl cheamă Dinu, zic, nu știu, eu o să mă duc să dau examen la facultatea de informatică. Și m-am dus și n-am intrat la informatică, am luat o notă de intrare la arheologie. Am n-aveam nici în clin, nici în mânică, cum se zice în poporul nostru român, cu arheologia și nici nu-mi plăcea. Am văzut că n-am intrat la informatică, mă sunase din nou vărul meu, stând de vorbă cu el. Am luat decizia asta de a merge la teologie la București, anul 2004. Am stat la București, la institut, până în anul 2008 și au trecut ani. Și peste vreme mi-am dat seama că Dumnezeu avea un plan cu viața mea și cum Dumnezeu l-a folosit pe vărul meu, la distanța așa mare, America-România, ca prin vorbele lui, ce mi le-a transmis la telefon, Dumnezeu să-mi vorbească și să dea direcție vieții mele. N-am înțeles atunci, dar peste ani mi-am dat seama că Dumnezeu a vorbit prin gura lui și vorbele lui au dat direcție vieții mele. Și în seara asta pot să zic, slăvit să fie Dumnezeu. Așadar, puterea vorbelor noastre, înainte de orice, este puterea de a da direcție. În al doilea rând în seara aceasta, știți cum e puterea vorbelor noastre? Iacov merge un pas mai departe și ne învață că puterea vorbelor noastre este puterea de a distruge. Aceeași literă, litera D, dar e mare diferență între a da direcție și a distruge. Știați că noi putem fi criminali, nu la propriu, nu să iei o baionetă, nu să iei un cuțit să ucizi pe cineva la propriu, în mod fizic, ci cu vorba. Putem fi criminali, să ucidem vieți. Da, profetul Ieremia ne spune asta, că unii cu vorba îi ucid pe alții. Unul din cele mai mari incendii din istoria modernă a avut loc în 8 octombrie 1871 la Chicago. Din cauza unei lămpi lăsate nesupravegheate de doamna Olary,
Ascultați ce a produs incendiul acesta, lipsa de neglijență, unde a putut duce la moartea 300 de persoane, la distrugerea a 17.500 de clădiri. 1.600 de magazine aproximativ au fost distruse, 60 de fabrici și 28 de hoteluri distruse și ele. 125.000 de oameni au rămas fără locuință de la o lampă nesupravegheată. S-a făcut un calcul la final care au fost pagubele. Și știți la ce rezultat s-a ajuns? Circa 400 de milioane de dolari. Și ne zice Iacov în această seară nouă celor care ascultăm Evanghelia și ne spune cuvântul lui Dumnezeu: știți că vorbele voastre, ale mele și ale tale, pot crea, pot provoca adevărate incendii greu de stins. Înțeleptul spunea în Proverbe 26:21: după cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa omul gâlcevitor, știți ce face? Aprinde ce anume? Aprinde ceartă. N-ați văzut oameni mereu puși pe ceartă? Domnule, nimic nu-i bun, se ceartă din orice, să aprind, iuț! Spunea omului Dumnezeu în Proverbe 16:17: omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui, auziți, este un foc de care a prins. Prin vorbele noastre noi putem provoca, stârni adevărate incendii. Vedeți, Iacov compară limba omului și cu un foc și de asemenea cu un animal veninos. Apropo, știți că el, focul, are câteva caracteristici. Focul pornește aproape din nimic, focul se întinde foarte repede ca suprafață, focul distruge adesea tot ce prinde în calea lui, focul produce mari pagube. Mi-aduc aminte de data de 30 octombrie. Erau pregătiți românii noștri în țară de Halloween. Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, când vine Halloween-ul, să ne distrăm, să chefuim, să ne simțim bine. Era 30 octombrie 2015, adunată lume multă în Clubul Colectiv din București, din capitala României. Vă aduceți aminte câte vieți s-au pierdut? Câte pagube? S-a cercetat cazul ăsta multă vreme și încă astăzi este suferință pe seama lui, fiindcă focul oameni buni produce mult rău. Apoi ziceam că Iacov compară limba cu un animal veninos. Știi ce face animalul veninos? Mai întâi caută prada. Când a găsit-o, se aruncă asupra ei și următorul lucru care îl face: încearcă să o ucidă, să o distrugă. Citeam despre cel mai veninos șarpe care există pe planeta Pământ, că el, șarpele acesta, conține în el atâta venin că ar putea dintr-o dată să ucidă 100 de oameni. Omul, prin vorbirea lui, zicea Iacov în această seară, în textul biblic, poate împrăștea venin și o travă care să ucidă spiritual multe vieți. Știți cum acționează o travă? Încet și sigur. Și la urmă la ce duce? La moarte. De asta Ieremia spunea ceea ce vă zicea mai devreme, că unii cu vorba îi ucid pe alții. Știți că fiecare cuvânt din Mein Kampf rostit de Hitler a costat viața 125 de oameni. Fiecare cuvânt rostit de el atunci a costat 125 de vieți. M-a întrebat cineva nu de mult, zice: frate Iosif, cam care crezi tu după tine că este păcatul number one, numărul unu pe planeta Pământ? Și am stat așa nu foarte mult timp și am zis: eu cred că păcatul numărul unu la ora asta este bârfa. Este vorbirea de rău. Am găsit ceva ce relata Morgan Blake,
cu privire la bârfă. Mi-a plăcut tare mult, profunde cuvintele lui. A scris un articol și a zis el așa, vă citesc: îmi place să câștig întotdeauna. Ascultați cum relata el despre bârfă. Și să nu pierd niciodată. Dărâm case, frâng inimi, zdrobesc vieți, călătoresc pe aripile vântului. Cei mai inocenți nu sunt suficienți de puternici să mă intimideze. Nici cei mai puri nu sunt destul de curați ca să mă împiedici. Și zicea Morgan Blake: nu am nicio considerație pentru adevăr, niciun respect pentru justiție, nicio milă pentru cei fără ajutor. Victimele mele sunt nenumărate, ca nisipul de pe țărmul mării, și de multe ori sunt nevinovate. Nu-i niciodată și ieri foarte rar. Numele meu este bârfa. Știți că bârfa este arta de a nu spune nimic, astfel încât să nu lași nimic nespus. Zicea cineva că Dumnezeu ne-a dat o gură care se poate deschide, dar și închide. Și ne-a dat două urechi care nu se închid niciodată. Oamenii adesea vor să își închidă urechile și să lase gura mereu deschis. Și înțeleptul spunea: gura poșii s-a închis, urechile nu. Sunt oameni, am întâlnit, nu spun nimic rău despre cei morți, dar n-au nimic de spus bun despre cei vii care trăiesc. Am observat oameni care au doar două feluri de prieteni, unii cu care vorbesc și alții despre care vorbesc. Știți că la ora aceasta nici măcar cafeaua, oameni buni, nu mai este băută. Știți cum este? Este bârfită. Și știți că bârfa, mare adevăr, bârfa distruge trei oameni deodată. Pe cel care este bârfit, pe cel care bârfește și pe cine mai distruge bârfa? Am zis că urechile nu se închid niciodată. Pe cel ce ascultă. Bârfa. Stau și te întreb în seara asta, la final de mesaj: sunt oare oameni care au suferit din cauza vorbelor tale? Pentru că i-ai bârfit? Pentru că i-ai lezat? Pentru că ai provocat răni prin cuvintele rostite? Oare am conștientizat noi că puterea vorbelor noastre este și puterea de a distruge? O poezie spunea: din darurile vieții, vorbirea e cea mai grea. Greșim în multe feluri, dar cel mai des cu... cu ce anume? Cu ea. E atât de greu în viață să știi când să vorbești, cu cine, cât și unde. Să știi să te oprești, căci vorba e de tăcerea. Știți cum e. Ești fericit în viață, spunea autorul acestei poezii, de aia aceste zauri, de aceea ia aminte cu gura ta ce faci atunci când spui cuvinte sau trebuie să taci. A fost un caz la noi în România cu mai mulți ani de zile, un băiat a vrut să se ducă și el la scaldă, vara, să se scalde în bazinul de not. Și maică sa, fiindcă era împotrivă, băiatul i-a făcut pe contră și s-a dus. I-a scăpat din mâini mamei sale și ea, la plecarea de acasă, băiatul i-a zis așa: de-ar da Dumnezeu să pățești ceva, să te înveți minte. Fără să-și dea seama că în spatele vorbelor există o putere extraordinară. În ziua aceea, băiatul ei nu s-a mai întors de la bazinul de not viu. S-a necat în bazin și și-a pierdut viața. Pentru că o mamă a îndrăznit să rostească aceste cuvinte: de-ar da Dumnezeu să pățești ceva, să te înveți minte. E o mare responsabilitate în spatele vorbelor noastre.
I-a zis într-o zi Iorga lui Brătianu al nostru, i-a zis: ce pot să învăț eu de la un inginer? Și Brătianu s-a uitat spre Iorga și a zis: un singur lucru, dar e important să-l înveți. Știți ce a zis? Măsura. Măsura. Ce bine e să fim în viață echilibrați. Ce bine e să fim cumpătați. Ce bine e să cunoaștem măsura. Chiar și atunci când vorbim. Doamne, dă-ne înțelepciune. Acum, ce ați alege în seara asta? Pentru ce ați vrea să ne rugăm? Ca prin vorbele noastre să dăm direcție celor din jur? Sau prin vorbele noastre să distrugem vieți? Oameni care să suferă în urma ceea ce vorbim. Hai să ne rugăm în seara asta: Doamne, dă-ne o vorbire înțeleaptă. Prin vorbirea noastră să dăm direcția bună vieților noastre, celor din familia noastră, celor din anturaj, din biserică, de la locul de muncă, de oriunde ai fi. Doamne, dă-ne o vorbire sănătoasă. Haideți să stăm ridicați și să ne rugăm în sensul acesta.